Un supermarket din capitală a fost închis după ce inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit nereguli uriașe. Vorbim despre mizerie, produse vândute deși ambalajele erau rupte, sau frigidere murdare și ruginite. Mădălina Ignat în direct cu toate informațiile. Mădălina, te ascultăm. Bun găsit, Linda. Vorbim despre sancțiuni care au fost date acestui supermarket. Amenzi contravenționale în valoare de 20.000 de lei, oprirea temporară a prestării serviciului magazinului, dar și propunerea închiderii unității pentru o perioadă de 6 luni. Și în ceea ce privește abaterile pe care, iată, inspectorii ANPC le-au constatat, vorbim despre comercializarea produselor alimentare cu lipsa informațiilor traduse, atenție, în limba română, de asemenea folosirea unor agregate frigorifice care nu erau igienizate, cu acumulări de lichid, gheață, dar și restul alimentare. De asemenea, vorbim și despre faptul că comercializarea unor produse alimentare preambalate cu ambalaj deteriorat sau cu acumulări masive de gheață pe și în ambalaj. Iată că au fost constatate mai multe nereguli, motiv pentru care, spuneam și la început, s-a decis ca patronii acestui magazin să fie sancționați cu suma de 20.000 de lei și există și varianta ca acest magazin să fie închis pentru o perioadă de 6 luni. Mădălina Ignat, mulțumesc!